Primarii și secretarii localităților din județul Mehedinți au participat la o primă ședință de instruire cu privire la organizarea scrutinului electoral din 11 decembrie. Aceștia au primit indicații precise din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale cu privire la asigurarea conexiunii de date. Am avut dorința să sprijiniți echipele SDS care vor veni la instalare prin desemnarea unei persoane. Vă propun să aveți cel puțin două persoane care să le faciliteze accesul în secțiile de votare, să ia în primire acele echipamente pe bază de proces verbal, dar la asta am dorința să aprobați acest proces verbal de predare primire și în continuare să le asigurați protecția fizică acestor echipamente. Totodată s-a făcut un nou apel către primari, cărora li s-a cerut din nou să verifice mail-urile instituțiilor măcar o dată pe zi. Să încercăm să dezvoltăm comunicarea prin e-mail. V-aș ruga, chiar dacă unele primării și-au luat măsurile corespunzătoare până în prezent, mai sunt unii care răspund mai greu la aceste solicitări ale noastre prin e-mail, stabiliți care este o adresă oficială de e-mail a primăriei și verificați-o în zilele de lucru măcar o dată ca să puteți să răspundeți prompt la solicitări. Potrivit calendarului electoral, campania electorală pentru acest scrutin se va desfășura în perioada 11 noiembrie-10 decembrie. O noutate pentru operatorii de calculator ai secțiilor de votare și pentru experții electorali o reprezintă majorarea indemnizației de la 85 de lei, cât a fost la alegerile locale la 150 de lei, măsură prevăzută de o hotărâre a guvernului. Să fiți atenți și receptivi la solicitările pe care o să vi le adreseze autoritatea electorală permanentă în ceea ce privește asigurarea oamenilor, a persoanelor care vor trebui să completeze corpul experților electorali în caz de nevoie, acolo unde o să constate că va fi deficit, și în ceea ce privește operatorii de calculator. Sunt chestiuni foarte importante pentru bunul mers și buna desfășurare a procesului electoral. O atenție deosebită trebuie acordată de primari asigurării confortului termic în secțiile de votare în ziua votului și totodată trebuie să fie pregătiți să intervină în cazul în care vremea va fi nefavorabilă, îndeosebind în cazul unor ninsori abundente, astfel încât orice persoană să-și poată exercita dreptul de vot.